Proiectul de buget pe 2022 a fost pus în dezbatere publică, dar a trecut aproape neobservat, fiind eclipsat de scandalul gunoaielor, dar și de nedorita perspectivă de a ajunge în aceeași situație de criză, dacă până în 3 februarie primăria nu achită din facturile restante către Drusal, atrage atenția Horea Buhan, consilier USR Plus Baia Mare. Acesta spune că proiectul pe 2022 e construit pe aceeași filozofie bugetară ca în anii din urmă, în care Baia Mare nu doar că nu s-a dezvoltat sau a stagnat, ci chiar a regresat. În principal, aceasta înseamnă venituri mari prognozate din PIX, dar și o cotă mare din veniturile umflate cu pompa e alocată pentru investiții, unele nedetaliate și mai ales nerealizate. În același timp, autoritățile locale dau dovadă de discreție totală despre datoriile și creditele reale ale primăriei în anul curent și în deceniul următor, dar și în ceea ce privește fondurile europene. Ce avem de încasat, returnat pe proiectele în derulare și un estimat realist pentru proiectele noi. Pentru transparență și pentru a se vedea limpede cum vor fi cheltuiți banii băimărenilor, bugetul trebuie prezentat distinct, atât pe partea funcțională cât și pe cea economică, explică consilierul USR Plus Baia Mare. Mai mult, trebuie prezentate detaliat bugetele instituțiilor din subordinea primăriei, care se finanțează total sau parțial din venituri proprii. De asemenea, trebuie detaliat creditele interne, cele existente, cele noi, cele de la bănci sau de la trezorerie. Cum nu avem execuția la 31 decembrie 2021, nu știm cu exactitate câteva elemente esențiale, ca de exemplu cât de umflate sau realiste sunt veniturile prognozate pentru 2022, dar practica ultimilor ani a arătat că în bugetul băii mari, veniturile realizate nu au depășit cota de 60-70% din valoarea prognozată, arată Horea Buhan. Schița de buget pusă în dezbatere nu permite o analiză coerentă pe partea de cheltuieli, fiindcă acestea nu sunt prezentate pe structuri, nici pe zona investițională nu știm pe ce proiecte se vor duce banii băimărenilor, a mai declarat Horea Buhan. Incertitudine există și în privința banilor ce pot fi atrași din proiectele cu fonduri europene, un capitol la care Baia Mare nu stă deloc bine, multe proiecte fiind atât de întârziate încât riscăm chiar să returnăm banii, nu doar să nu-i mai atragem pe cei cuveniți.